A, ăsta, mă? 10 copii vor lupta contra 10 adulți, iar ultimul care rămâne în această încăpere după toate cele care vor urma va câștiga $2000, tată! Haide! Sunteți prea slabi, o să vă omorâm! Bă, n-avem cum să pierdem în fața unor copii! Nici o șansă, n-au! Plecați acasă! Cine câștigă astăzi? Noi câștigăm, noi! Mamă, ce copii răi, bă! Plecați acasă! Mamă, ce copii bully! Voiam să vă anunț că nu aveți momentul de... Vorba lor, niște kick drop-uri de la direct. Față nici mâncare, nici apă pe aici, iar challenge-ul ăsta devine din ce în ce mai greu pe parcurs și ultimul care rămâne aici a fost bănuții, da, baftă! Ha, mi se pare foarte greu! Dacă ți se pare greu, Ilinca, poți să ieși! Dar ce să ieși? Ia! Da, mă, da! Da, bolioare, Ana, bully la copii! Și aș fi făcut la fel, bro. Să iese, bă, să iasă! De ce nu ești tu? Eu vreau să ajung în finală să câștig banii. Păi și eu vreau să câștig banii. Noi câștigăm, tata, noi. O să fie un challenge greu și de orgoliu, mai ales pentru adulți, iar noi aici avem o cameră de ansamblu ca să vedem dacă cumva cineva părăsește perimetrul challenge-ului, iar noi acum hai să mergem la ei cu prima provocare, care constă într-un test de forță. Copiii vor trage cu ambele mâini și ambele picioare, adulții vor trage doar cu o mână și doar cu un picior, iar membrul primei echipe care trece de jumătate va face echipa să fie pierzătoare și să sufere prin eliminare unui membru aleatoriu, random, care va fi ales după cele. Hai, toți adulți într-un picior, voi sunteți gata, da? 3, 2, 1, 5! Hai să vă văd, a început să facă toată lumea! Trageți, bă, să nu ne bată copiii! Ia uitați-vă, adulții, toți într-un picior! Nu! Nu vă lăsați puteți! A, ce mă bucur! Ce mă bucur! N-a trecut nimeni de jumate încă! Ce mă bucur! Bă, bă! Mamă, ce greu e, frate, nu cred! Au preluat copiii conducere! Bă, 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 bă! Copiii! Este! Copiii au pierdut! Ce mă bucur, bă! Mamă, dar ce greu a fost, nu vine să... Nu sunt rău, cea, nu sunt rău, dar-mi place! Ce greu a fost, cât de bine s-au ținut copiii! De păcate, copiii au pierdut, au trecut în jumătate! Ce milă mie de ăștia! Doi. De un membru din echipa lor o să fie eliminat. Am în această cască Try Academy numere de la 1 la 10, după cum aveți și voi pe tricou, iar numărul pe care o să le strag eu, din păcate, o să fie eliminat. Sunteți gata, da? Da. Challenge-ul a fost destul de strâns, a fost destul de echilibrat. N-au avut poziție bună copilașii. Am extras aici numărul. Acesta este numărul pe care îl vom desface. Din păcate, unul dintre copilași va pleca și acesta este... Bă, sincer, vă zic cine aș vrea să iasă. Fata asta e numărul 4. Aș vrea să iasă 4, e bully. Și ea e bully. Și 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 7, 8, 9, 10 n-a făcut nimic. Numărul 2. Ei, bă, săracu, cred că băiatul ăsta n-a dat bully. Îmi pare rău de 2 chat. Din păcate, David, din păcate ai ieșit. Bă, plânge. Ai, mă, David. Bă. De nu plângi, că mă. Ai, mă, David, a început să plângă. Fii atent, stai așa, că am un cadou pentru tine. Te aplaudă toți adulții, David, ia uite. Pentru că ești primul eliminat și îmi pare rău să văd asta, îți dau un Sour Crash și o șapcă mărci care conține un mesaj special de la mine pe acest tag, da? Îți mulțumim că ai fost în challenge. David, aplauze pentru David. Iar noi acum continuăm. Să-i dea 2000 de euro să nu mai plângă. Următoarea probă, care o să fie super mega grea. Suntem în dezavantaj. Sper că proba viitoare nu e de forță. Avem un om în minus, nu e abonat. Poate dă domnul până la final să iasă 4. Bă, cine ai zis, mă? Adulții sunt mai mulți. Tu ești șchiet? Da. Ah, ok. Ca noi și au și mai multă forță. Nu trebuie să ne demoralizăm. Haideți, haideți că îi batem. Ce ați făcut, copii? Da. Dar la adulți de ce scrie cu niș la copii cu doi ini? E copii. Bă, e copii versus adulți. Ați pierdut! La nu! Mamă, trebuie să iasă 6! Trebuie să iasă 6 neapărat cea! Haideți, haideți că-i batem! Ce ați făcut, copii? Ați pierdut! La revanșă! La not cu voi, nu la challenge-uri! Aoleu, rău că tot noi o să câștigăm zile! Păi, unul poate să rămână așa, să trebuie să iasă! Să câștigăm, împărțim banii! Eu și Curaj vă câștigă și vom împărțim banii! Unul e OG, chat! Unul e OG! Da, o să-i lăsăm aici un pic, tocmai ca să vedem dacă cumva cineva mai renunță de la presiunea care e acolo, frate, pentru că deja e stat pe câteva ore și o presiune mare, se simte presiunea acolo. Presiunea creștea constant, erau curios să afle ce o să urmeze, așa că am venit direct cu următorul challenge. A sosit momentul pentru un test de îndemânare. Fiecare echipă are în fața ei câte un coș de basket, iar echipa care dă cele mai multe coșuri într-un minut jumate va câștiga.
Mamă, ce-mi place. Asta e cel mai tare concurs, bă, nu au cum să câștige copiii. Cel mai tare concurs de pe tot. Da, echipa copiilor are coșul mult mai aproape față de ei și dat mai jos, iar echipa adulților are coșul dat departe de ei și este și mai înalt. Hai să vedem, sunteți gata? Oh! Timpul începe în 3, 2, 1 și 1 minut jumate de acum. Hai să vedem ce îmi place. Genial. Ce îmi place. Pe lângă. Nu ia bună, se ratează. Hai, băi. Băi. Oh, pe primul coș dat la copii. Niciun coș la adulți. La copii. Băi. Adulții, niciun coș. Hai să vă văd. Încă un cuș la copii! Hai să vedem adulții la tări în continuu! Bă, niciunul, mă! Bravo! 36 de secunde a dat primul coș și ei s-a mutat coșul! A, se limită un coș! 20 de secunde! Hai să vedem, Iulica a ratat! Am îndreptat eu coșul la copii un pic! Au dat coș iar! 3, 2, 1, stop! Gata! Mama, dar să limim 800 de coșuri! Cine a câștigat, mă, copii? Noi am câștigat! Noi am câștigat! Nicio șansă, mă, n-au dat mai multe! Am analizat rapid camerele ca să împac pe toată lumea, dar normal 6 coșuri copii au câștigat. Wow. De la 7 copii, nu trebuie să cred. Adulții în momentul de față trebuie să sufără o pedeapsă și pedeapsa este, ascultați-mă adulții, toată lumea va trebui să stea într-un picior și primul care pune piciorul jos va fi eliminat din concurs, tată, de la adulți. Hai să vedem, adulții, piciorul sus. 3, 2, 1, primul care lasă jos va pierde și va fi eliminat complet din concurs. Bă, avem voie să schimbăm piciorul în aer? De îndată ce v-ați ales, piciorul ăla trebuie să rămână. Mamă, ce greu e. Copii, să vă uitați la picioarele lor, da? Olo, se clatină zganț acolo, numărul 6. Aoleu, aoleu. Da, vi stă bine, toate lumea stă destul de bine. Ia uite, scriu, oh, pierd acum echilibru. A trecut cam un minut și ceva. Deja începe să se simtă presiunea așa în gambă, în picior. Se vaită acolo zganța, se vaită Robert. Cum ai toate transpirațiile, Iuli? Ia uite ce bine stă Iuli, bă, frate. Nu, Robert, a scris, a căzut. A căzut Robert. Este oficial eliminat, Robert! Ai avut cărcel ce ai? Mamă, uite și cărcel aici, mă! Bine că a pus piciorul jos, că dacă nu, eu cred că ești. I s-a încordat gaul după gambă. La propriu a avut cărcel, mă! Ce gambe are tata Mița, nu ești prost? Știi că tata Mița nu e tank. Dacă-ți dă o gambă de aia în ochi... Ești oficial eliminat, brodere, din concurs. Ne pare rău. Mamă, mamă, și aveam atâtea planuri cu banii aia. Ați făcut să-i planuri cu aia 2000 de cocă? Asta este, Robert, din păcate, este eliminat din concurs. O să continuăm acum cu următorul challenge, care zic eu că să fie mai greu ca ăsta. Hai să continuăm acum. Bă, cum faci? Bă. Face și Selim, ia. GG, bro. Suntem acum la egalitate cu cei mici. Nu știu ce challenge urmează. Au trecut 4 ore sau 5 ore, nu știu cât au trecut și toată lumea s-a plictisit pe aici. Deja se simte oboseala pe fața lor și se vede totodată, toată lumea stă jos, frate. În momentul de față este egalitate, 9 oameni la adulți, 9 oameni la copii, dar următorul challenge o să facă o diferență mult mai mare între echipe, zic eu. Bun, fiecare concurent are legat de el câte un balon, iar scopul vostru este să spargeți cât mai multe baloane de la echipa adversă, pentru că primii 4 concurenți cărora o să li se spargă balonul o să fie eliminați complet. Voi aveți voie să intrați pe culoarea cealaltă, dar n-aveți voie să ieși să ajungeți aici, așa? Iar totodată adulții au legat balonul în față ca celor mici să le fie mult mai ușor. Sunteți gata? Da! Hai să vă văd! 3, 2, 1 și hai să vedem cum stă treaba. Data a început. Se joacă foarte ușor, așa, tactic. Niciun balon spart până acum. E tensiune și presiune mare. Nu s-a spart niciun balon. Ma! Primul balon spart. Yannis este primul eliminat. Gata! Bine, mă! Yannis și Alexandra sunt eliminați. Yannis! Oh, Teo este eliminat! Da, olo, și gata, stop! Wow! În momentul de față, aceștia sunt cei 4 eliminați, din păcate! Teo, Yannis, Alexandra și Edi sunt eliminați. Cum coaie fix aia care n-aveau nicio treabă, rămânea enervanți? Din concurs. Nu vine să cred așa ceva. În momentul de față, echipa adulților are în continuare un avantaj destul de mare numeric, așa... A, e și 6! Că hai să vedem cum o să stea treaba. Ok. De acum încolo, misterul și emoțiile prin care trecea toată lumea erau obositoare, mai ales pentru cei mici care începeau să se... Easy shit on, copile! Așa oarecum. Cred că s-a aici avea 5 ore sau 7, nu știu. E foarte cald. Eu sper să câștige copilul ăsta. Fac, mă, cum o fac? Cum opresc ăsta? O să câștig banii! Doamne, sper să pierzi. O să câștig banii și nu o să-i împart cu el. Mă, începe tine, adevărat, schietul ăsta sunt eu cu tine.
E un challenge pe care echipe, dar într-un final... Eu sunt Mata și tu ești Tactu. Doar bă, nu, nu. Un om dintr-o echipă va câștiga totul, iar probele o să devină din ce în ce mai intense pe parcurs. Ia fiți atenți ce am eu aici! Pizza! Mâncare! Pizza sau ovăz? Ovăz? Fiți atenți, o echipă va trebui să mănânce pizza, una ovăz și treaba asta în felul următor. Vreau să vă alegeți un capitan care să liciteze cu banii din miza totală, adică dacă ajungeți la o sumă de $200, cel care o să câștige o să primească doar 1800 în loc de 2000, așa că hai să vedem care este capitanul vostru. Vreau să văd. Ilinca! Tata Mițanu, vreau să fie capitanul. Tata Mițanu, hai, eu sunt capitanul la echipa albastră. Aici s-a ales Tata Mițanu și aici cine s-a ales? Ilinca! Ilinca, bun. Hai să vedem, licitația începe și prima oară hai să vedem cât o să ofere Ilinca. $40. $40, Ilinca, bun. Hai să vedem, bă, Tata Mițanu. $50 pentru pizza. $50 oferă din suma totală. O să vă ajute foarte mult pizza aceasta, pentru că o să vă dea energie. Gândiți-vă bine de tot. $100. 100! Ilinca nu e prea mult. E prea mult. $100? Ce f***? Mamă, eu în locul Tata Mițanu ziceam 200. Îi făceam și mai flămânzi, să dea copilul 500 și să lasă, hai mă, ia dați. Facem? Să pierdă banii. Oh my God. Ca pe Monopoly. Dăm, nu? 110, că mi-e foame! 140! Oh! Aici așa și. 140? 140 de dolari licitat acum pentru aceste pizza. Cine pierde va mânca o văz. 150! 870! Mama, aici nu cred! 180! 200! Te rog, ieși, te rog, ieși! 100 de dolari în momentul de față! S-a dat 1000 de lei pe pizza! 200! Mamă, joacă Tata Mițanu, nu pot să cred! 10! Ne uităm după, Alexe! 250! Mamă, joacă, vreau la 500 să ajungă să piară toți banii copiii! Băi, ce se întâmplă? 1300 de lei, 6 pizza! 250? Da! Nu mai dăm! Na, mă, na! Hai că e, dacă e! Hai că e! Nu mai dăm! Au câștigat pizza! Copiii au câștigat pizza și o să beneficieze de ea acum! Gata, puteți să mâncați pizza! Ce bine, bă, $250 pe o pizza. Dulții primesc, uite așa, nu mai o văz din ăsta. Ce să fac cu ăsta, mă, ce să fac? Tata Mițanu, ziceai că să nu mai dau 200, decât 201. Ia uite ce bun e, ia. Tata Mițanu, în loc să dea bani, mai bine mănâncă terși. Eu mănânc terși, tata. Ia ziceți, copii, cum e? Bună! Bună! E de 10 ori mai sănătos o văzul ăla decât pizza. Da, da, da. Vreau să dau lui Nami o pizza pentru că mi-a cerut. Serios? Mulțumesc frumos. Cum o pizza? Na, el, bro. S-a întreagă. Zic W, dar el. Mamă, frate, gata. Adulții, îi joacă la psihic. Păi, șamir, nu mai dați nimic de acum, gata. Ia ne dăm, ia ne dat. Ia da, gata. Mami. O pizza și atât, aduceți-vă departe de copii. Mulțumim, Ilinca, mulțumim. Te-ai dat și până la mulți bani, le-ai dat și pizza. Proaste, bravo. Eu v-am zis că vreau să câștige copilul ăsta. V-am zis la început că vreau să câștige copilul ăsta. Lasă că și fără 250 de euro e un preț mare. Vedeți că trebuie să țineți de pizza asta, că cine știe? Da, un preț mare. 1, 2, 3, 4, 5... Câștigă doar unul din copii, mă? Nu știu. Păi dacă e prin eliminare, cred că da. Până la sfârșit trebuie să fie 1v1 și care câștigă, câștigă tot. Urmează următoarea masă și poate ne întindem cu challenge-ul ăsta mult și bine. Hai, păpați că o să urmeze ceva greu rău de tot. Nici bine nu s-au apucat să pape, că deja au și început puține ciondăneli. Păi de ce-s prost rău de tot ce să zic? Te-ai dat 200 și ceva de dolari, le-ai dat și le-ai dat și pizza și când ei au pierdut... Dar nu mâncăm 6! Bă, mai avem doar 2 cutii pe bune, nu o să ne ajungă tot challenge-ul, că durează toată ziua. Și da. În plus nici nu știm cât e ora. Te-am să postăm pentru mai târziu. Da. Lucrurile se W-bully, bro. Destabilizau, așa că nu i-am lăsat deloc să se calmeze și am venit la ei cu altceva intens. Ce faceți, dragilor? Ați mâncat, a? Sunteți bine dispuși, da? Zic asta pentru că o să facem un challenge de dodgeball, adică practic dacă vei nimeri un adversar cu această minge, îl vei elimina direct din concurs, așa că haideți cu capitanii la mijloc pentru că vom da cu banul și cine câștigă va arunca primul. Hai să vedem, Ilinca, ce alegi, cap sau pajură? Pajură. Pajură. Tata Mițanu cap. Hai să vedem cum stă treaba.
Bam, 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 jură! Ei au câștigat! Ei vor da primii! Deci hai să vedem cum stă treaba. Tata, adulții vor fi la mijloc în acest perimetru, iar copiii vor arunca din ambele părți din acest perimetru pe care îl vedeți acum. Hai să vedem, copiii au două mingi și vor da timp de un minut jumate. 3, 2, 1 și hai să vedem cine este nimerit va fi eliminat. Ridică o mână și iese. Nimeni nu a fost atins până acum, n-a fost nimeni. Hai să vedem, Selim aruncă, n-aveți voie să depășiți linia. A fost eliminat Tom! Ce lobă! Hai să vedem, continuăm bătălia! Un minut rămas! N-a atins pe absolut nimeni în momentul de față, doar pe... Asta-i mâța! Toma! Oh, și nouă este eliminat! Mamă! Amândoi! Wow, ce răsturnare de situație! 2-1 au luat acolo! În momentul de față mai sunt 4 adulți! Oh, mama Mițanu este eliminată și ea, Doamne! 30 de secunde! Băi, nu vine să cred așa ceva! 13 secunde! Mai sunt 3 adulți! Mamă, mamă, ce presiune mare! 5 secunde! 4, 3, 2, 1! Stop, stop, gata! 3 adulți! Nu vine să cred cât de mult au recuperat copiii! E rândul copiilor să vină în mijloc acum! Nu vine să cred cât de mult au luat avans, frate! Hai să vedem, a venit momentul! Tata Mițanu este la minge! Un minut jumate, adulții... Să dea cu toată puterea. Doar o minge ca să fie corect. 3, 2, 1 și pe cine atinge mingea este... What? Eliminat! Nu, n-a fost atins nimeni. Hai să vedem, trebuie să revină aici ca să dea tata Mițanu. Hai să vedem, 1 minut 20. N-a fost atins nimeni, nu vine să cred așa ceva. 1 minut și 13. Bine, mă! Eric Bugan a fost eliminat, gata! Hai să vedem, bine, mă! Selim a fost eliminat și Selim! Nu pot să cred așa ceva! 1 minut 03. Bine, mă! Andrei este eliminat și el nu pot să cred. Bine, mă! Oh my God, Vlad este eliminat. Nu pot să cred așa ceva. Au rămas doar doi copilași, frate și soră, în momentul de față. Au rămas în cel 39 de secunde. Hai să vedem. Tata Mițanu face scheme cu ei. Sunt foarte aproape de a câștiga adulții. Tata Mițanu, Barbie și Nami. Ilinca. Oh my God, ce aproape a fost, gata. Oficial s-a terminat. Nu vine să cred așa ceva. Aceștia au fost concurenții care au fost eliminați la proba cu 12. Nu vine să cred ce s-a întâmplat aici într-un minut jumate. Și în momentul de față, doar... Aici copilul, nu? Lasă-l! Pe ei mai avem în concurs. Mama, deci a rămas 4-7, 5-2-8. Bă, de la copii... Cine să câștige? 7, clar, nu? Dacă ar fi să câștige copiii. Doi copii și 3 adulți, nu vine să cred așa ceva. Dar hai să vedem ce o să se mai întâmple, frate. Dar pentru că am văzut o supărare așa de mare pentru cei care au fost eliminați în momentul de față, o să vreau să-i întreb pe copilași dacă ei vor în momentul de față să scoată un adult sau să adauge un copil în echipa lor. Vreți să faceți o faptă bună, să adăugați un copil înapoi? Da. Ok, haideți toți copiii aici. Așa că vreau să vă gândiți acum pe cine doriți să readuceți în echipa voastră. Voi decideți absolut totul. Eu ca să fie 3v3. Cine o să băgăm în echipă? Deci nu scoateți adult, da? Băgăm un copil în echipă pentru că ne poate ajuta foarte mult. Și copilul care va intra... Strasă, zică Selim. ...în echipa noastră... Da? Este... Este... Selim! Selim a fost ales să intre în echipa copiilor. În momentul de față mai avem o egalitate. 3 copii, 3 adulți. Nu vine să crezi ce s-a întâmplat. Pregătiți-vă că o să urmeze ceva greu rău de tot, frate. Bravo, Elinca! Miza era mare, ambele echipe erau la egalitate și moralul era ridicat, mai ales pentru Selim care a fost salvat, cât și pentru ceilalți doi care și tachinau pe adulți. Ce credeți? Trebuie să ne concentrăm ca să facem rost de cei bani. Voi ce aveți de spus pierzătorilor? Iar dă cu bully. Nu să pierdem în fața voastră niciodată. Păi sunteți luzări din naștere. Și patru câștigătorii. Îi joacă la psihic cea mică. Deci băi, nu vine să cred ce le face, frate, adulților. Pe bune, are cel mai strong psihic. Trebuie să ne concentrăm mai mult. Nu trebuie să-i subestimăm deloc. Chiar joacă foarte bine, da. Cum te simți că ai mâncat terci? Nu mi-a plăcut deloc terciul ăla. Îi mulțumesc foarte mult Ilincăi că mi-a dat o pizza. Faceți fapte bune pentru că o să se întoarcă bunătatea voastră. Toată lumea așteaptă. Toată lumea este pe standby. Zice ea care dă bully. Acum, dar mă duc să izbesc cu următorul cele. Selim e copilul Alex Velea? Auzi, ce pe Alecuzu ce zice?
Ia să-i vedem, mă, ce mai fac, mă. Mă, ce faceți, mă, voi aici? Am venit cu un nou challenge, gata, ia liniște toată lumea. Vom face... Te pogodi. Ce, un challenge cu această armă de nerf? Unul din echipa voastră va fi legat la ochișori cu chestia asta și va trebui să tragă legat să nimerească echipa adversă, pentru că fiecare adversar nimerit este scos din concurs, ați înțeles? Da! Pentru că cei mici au avut avantajul data trecută cu alegerea unui cu echipier înapoi, adulții o să înceapă primii. Hai să vă văd! Cine dintre voi vrea să tragă cu nerf-ul? Eu propun că am jucat polo să trag eu că am țintă bună. Cred eu chiar dacă o să fiu legat la ochi. Ce ziceți? Vedeți că ceilalți trebuie să-l dirijați, da? Vreau să mă ghidați, stânga-dreapta, stânga-dreapta, mie îmi place. Ne bază pe tata Mițanu? Da, hai, da, bravo, mulțumesc. Dacă vă bazați pe tata Mițanu, tata Mițanu începe. Hai să vedem cum stă treaba. 3 copii, 3 adulți, $2000, bine, 1750, let's go. Hai să vedem, copii, trebuie să evitați gloanțele, 40 de secunde, începând de acum are tata Mițanu și s-a și rotit. Haide, tata Mițanu, dreapta, dreapta, dreapta. A început tata Mițanu să se chinuie. Bă, coaie, știi la ce mă gândi acum? Că nu nu fu bine, mă, să mărească prețul atunci, cu aia tata Mițanu. Că credeam că se ia doar din premiul lor, cu aia, dar se ia din premiul... Total. Total, bă, păi n-are sens. Eu mă opream la $40. Lăsam la copii, adică să... ce zic? Da, da, vrei să mănânci pizza sau terci? Terci. Dragă, doar că ce credeți? N-a reușit nimic. Nu mai sunt gloanțe. Nu mai sunt gloanțe, gata, stop, stop, stop. Oficial s-a terminat, copii. Au supraviețuit cu succes, tată. Acum este rândul lor să tragă, să vedem dacă cumva o să elimine vreun adult sau nu, mă. Hai să vedem, e rândul copiilor. Rare se învârte, adulții se amestecă pe aici. 3, 2, 1 și hai, Rare își trage. Mamă, cum a tras Rare și nu vine să cred. Stânga, dreapta, dreapta. Bă, aproape m-a nimerit pe mine cu una. Ce, aproape a fost de mine, mamă, și eu... Tata Mițanu! Tata Mițanu este eliminat! 15 secunde! Nu mai are muniție, Rareș! Gata, fără muniție! Să scos pe tata Mițanu! Tata Mițanu este eliminat de către Rareș! Nu-mi vine să cred așa ceva! Mă, bă, băiatule, n-am putut să mă feresc când tare a venit! Băi, nu pot să cred așa ceva! Bă, uite ce se bucură acum, am pierdut banii! Tata a eliminat! Copiii în momentul de față conduc absolut tot din punct de vedere numeric, sunt mai mulți! Băi, nu vine să cred așa ceva! Hai să mergem acum la următorul challenge, mă, să vedem cum stă treaba! Și copiii, dar mai ales... Bă. Adulții erau demoralizați. Trecuseră multe ore de când am început challenge-ul și plictiseala împreună cu oboseala își făceau simțită prezența cu adevărat. Vreau să iau banii, dar nu mai pot. Selim, ține de tare. Mai avem puțin și câștigăm banii. Ține de tare. Doamne, așa să câștigi, Ariana. Sunt obosit rău de tot, dar parcă intră bine banii aia, să-mi iau și niște jante la mașină. Nu vine să crebă, fraților, a trecut o zi întreagă aproape și încă au energie, frate, deci nu știu ce să... Ce-i să șchiat? Cum să faci banii în mașină? Da. Să le mai fac, cred. El n-are Audi A4 să își pună plafon de Alcantara la mașină de 1000 de euro, pui plafon de 2000 de euro. Că mă duc să le propun ceva, mă duc să le propun ceva. Ia, mă, să vedem cum stă treaba. Fiți atenți aici, că văd că voi sunteți bine dispuși și acum, da? Fiți atenți ce ofertă am eu pentru voi, dragi copii, da? Deci, ofer în felul următor: o cască, țin-o aici, două sour patch, mărci special care nu se mai găsește, cu pantaloni scurți, tricou rainbow mărci și echipament Trae Academy, care nu se fabrică decât pentru staff, foarte valoros pentru cineva, dacă este în momentul ăsta. Nimeni nu! Ești tu! Da. Ești în momentul de față, dacă ți-o oferi astea? Nu, te rog, Rares, nu! În 3, 2, 1! Vreau răspuns acum! Acum! Da. Oficial, Rares este afară pentru toate! Da, bine, Rares! Bă, deci de după cu alea pe jus. A ieșit, este și pe albastru, nu vreau să cred. 2-2 în momentul de față, s-a schimbat tot avantajul. Oricum aia doi o să pierdă și o să câștige Ariana, doamne așa. Tașul copiilor s-a dus pe apa sâmbetei. Rares nu și-ar pierde casa la aparate. Da? Băiatul s-a dus să facă păcănist. Exact, joacă la sigur. Oficial este eliminat, iar noi acum suntem 2-2. Ce părere aveți? Avem mai puține șanse acum că a ieșit. Înțeleg că nu se mai găsesc, dar... De ce a ieșit? Mai avem mai puține șanse acum, o să ne bani.
Mai puține. Ce să facem, tată? Nu vine să cred că l-a luat, jur. Deci eu stăteam pentru ăștia $2000 lejer. Și acum, dragi adulți, am și pentru voi o propunere. $300, echivalent un lei pentru cine iese în momentul ăsta, acum. Hai să... Mamă. $300, frate. 1500 de lei, păi, puțin. $300 nu mi-am nici măcar un cauciuc la mașină. Băi, frate, și eu n-am ce să fac cu ăștia. Mă, nu și pentru aia 1700 de dolari. Până câștig. Ok, hai să vedeți ce vă fac eu acum. Hai să vedeți ce... Ce dracu de mașinare la denușa. Nu știu, da, cauciuc, exact. De 300 de 15 milioane. Ce dracu de cauciuc care l-am? Ce mașină are? Aia. Parcă vezi că are o Skoda. Gati. Vă fac că vă sparg în două. 2 la 2 în momentul de față. Pregătiți-vă că săriți din ghete cum ar veni. Bă, frate, Rareș a ieșit pentru un mărci. Bă, frate, am mai rămas 2, o să ne învingă. N-am, trebuie să-i învingem pe copii. 100% o să-i învingem. O să vă învingem. Ce ne învingeți, bă? Stai acolo, Selinca, poate treci linia. Bă, trebuie să câștigăm banii, să plecăm. Toată lumea devenise panicată dintr-o dată, așa că m-am bazat pe lucrul acesta, ducându-mă cu un challenge bazat pe calcul și calmitate. Bun, a venit momentul pentru proba care va decide finaliștii din acest challenge. Fiecare dintre voi aveți un telefon care este setat pe cronometru, iar cine oprește acel cronometru mai aproape de cele 2 minuțele va câștiga. Challenge-ul este pe echipă, adică dacă Nami oprește mai aproape de 2 minute și Barbie mai departe de 2 minute, Barbie este eliminată și viceversa și la voi, da? 3, 2, 1, dați start la cronometre. Hai să vedem cine îl oprește cel mai aproape de 2 minute. Este salvat și poate să câștige cei $1750. Începe nebunia, toată lumea a deschis cronometrele. Hai să vedem cum stă treaba. Foarte bine, presiunea crește. Și ca să facem lucrurile un pic mai interesante, o să și deranjăm un pic. Hai să-i gândilăm. Nu vă gândilăți, mă. Vino să te gândilăm, os. Să vă gândilăm, os. Haideți, mă. Păi unde-i pășteam, ce concentrați sunt, frate, pentru $2000. Deja m-a făcut să pierd numărătoarea. 44, 39, 47, 46, 58. Le zic numere random ca să-i încurc. Ne-a derutat de tot. Da. E, zici bine, zici bine, da. Hai să vedem. Adică 57. Hai, a oprit, mamă! Selly a oprit, dar... Ok, ăsta este rezultatul lui Selly. Nu zicem nimic. Contează pe echipă, deci dacă ea cumva o să oprească la diferență... A oprit și ea, da? Acest număr. Și hai să vedem adulții. Văd că nu a apăsat nimeni, s-a orientat. Nami a apăsat acum și a oprit și da, Barbie. Mă, da, mă, și Barbie este mai aproape. Barbie și Lydia. No. Mai aproape, stați să vedem că i s-a stins telefonul. A resetat tot, dar l-am arătat pe camera. Acela era cronometrul la care a oprit Ilinca. Cele două fete sunt oficial în finală. Hai, Ariana. Bravo, Ilinca, o să te înving. Eu o să te înving, Barbie. Urmează finala, adulți versus copii. Hai să vedem cum stă treaba. Barbie, neînvingătoarea e aici cu mine. Ești foarte amuzant, Ilinca, dar de data asta eu voi câștiga, ok? O să câștig eu, îți doresc multă baftă la a pierde și o să câștig. Yeah. Și o să vă pup cu banii. O să fac echipa de adulți cea mai mândră. Eu o să câștig banii. Așa, eu nu stau de vorbă cu pierzătorii, pa! Oh my god, ce mi-a zis, nu stă de vorbă cu mine că sunt o pierzătoare, dar vă voi demonstra că o să câștig. Ilinca a jucat la psihic pe Ariana, doar că Barbie e și ea învățată cu tactici de genul din vlogurile noastre și până la urmă am ajuns la challenge-ul final. A venit momentul pentru finala care o să decide cine ia ce... Bă, ce să le amă? Cine face prima bombă? $150, totul o să consiste într-un meci de piatră, foarte că hârtie, cu obiectele de pe masă. Fetele o să joace 2 din 3 și hai să vedem cum se situația. Sunteți gata? Da. Hai să vedem, vreau să alegeți obiectul prima și prima oară. Mamă, nu știu ce să aleg. E sigură că vrei să alegi ce ai ales? Da. De îndată ce vă decideți, ridicați obiectul un pic în sus. Sunteți sigure pe decizia făcută? Da. Ok, data. Nu o să ia parafanul. 3, 2, 1 și hai să vedem ce se întreabă. Ilinca câștigă prima rundă. 1-0, Ilinca, nu vine să crezi. Are 1-0. Dacă Ilinca mai câștigă un singur meci, va câștiga absolut tot. Vreau să alegeți al doilea obiect din al doilea meci. Ce vreți voi să alegeți? Mamă, trebuie să mă concentrez. Ia hârtie repede. Trebuie să ia hârtie, Ariana. Întrez. E sigură că vrei să alegi chestia? Da. Eram sigur. Și eu... nu. Hai, bine! Mamă, ce presiune, bine. $1750. 3, 2, 1 și... Aoleu, farfică și hârtie! 1, 1, nu
Te rog. Ce emoții, am tremur, nu mai pot. Vai de capul meu, ce emoții, fii tare, da? Urmează runda care o să decidă absolut tot. Vă rog, nu vă grăbiți, analizați ce credeți că o să aleagă adversarul și vreau să începeți deja să vă gândiți foarte bine la ceea ce alege adversarul, da? Bă, nu știu, merg la risc, frate. Trebuie să ia hârtie, Ariana. Ok, nici nu vreau să arătăm ceea ce au ales fetele într-un final. Vreau să fie zoom doar pe fața mea. Și tata Mițanu va intra în 3, 2, 1. Va lua barabarul și Ariana! Bine, bă! $50 de dolari! Ilinca, vine aici! Nu pot să cred așa ceva! Banii pe care i-am câștigat acum. Așa. O să mergem amândouă la o cină în oraș. O să te scoți, să-ți iau tot ce vrei tu la restaurantul ăla. Pe un vlog? Da, pe un vlog la mine, pe canal. Sper să ia... La ce mai este în restaurant ever, gen ceva... Niște hamzi. Mergem și la multe, dacă vrei. Nu uitați să dați like, subscribe, eu v-am pupat! Vă așteptăm la 3 Academie, cea mai tare Academie de noi. Tare, o tare. Mi-a plăcut clipul, a fost cu final tare. Bucher, fujmecher. Da. Așa da final.